cei care vin la dumneavoastră de obicei, care e motivația lor? Ce vă spun? De ce au întârziat poate atât de mult? Da, de obicei, din păcate, pacienții încă nu vin în momentul în care prezintă simptomatologia necaracteristică a litiazei veziculare, pentru că așa se traduce în limbaj medical, și vin în momentul în care apar complicațiile. Cel mai frecvent îi găsim într-o colică biliară, manifestată prin dureri intense la nivelul epigastrului și hipocondrului drept, în partea dreaptă sub coaste, însoțite de vărsături bilioalimentare repetate. Durerile se duc și în umăr și în partea din spate. Mare majoritate nu știu ce au, sunt puși în fața acestui tablou clinic și mimează ori o durere de torace, ori o durere la nivelul lombei, o confundă cu o colică renală sau la nivelul coloanei lombare. Și atunci, marea majoritate nu fac o ecografie înainte de a veni la medic, îi putem investiga în cadrul Ovidius Clinical Hospital, se recoltează analize de laborator, se efectuează ecografia abdominală și ne aflăm în fața unui diagnostic pozitiv. Cum decurg aceste investigații? Eu știu, e o chestie de mai multe zile, afli pe loc rezultatul aici la UCH, care-i procedura și cam cât durează toate investigațiile? Nu se decurge la o perioadă mai lungă de timp, totul se efectuează în aceea zi. Investigațiile de laborator le avem, dacă le recoltăm dimineața, le avem rezultatele până la prânz. Ecografia abdominală se efectuează la fel în aceea zi. Să intri în operație în aceea zi, dacă e cazul? Sigur că da, așa și procedăm. Pacientul vine în dimineața, dacă nu avem stabilită o intervenție chirurgicală, pentru acel pacient, pacientul vine în dimineața intervenției, se efectuează investigațiile, analizele de laborator și în jur de prânz intrăm în sală pentru a efectua intervenția. Laparoscopic înseamnă incizie mică, înseamnă că totul decurge mai repede și că pleci mai repede acasă. Dar cât durează operația în sine pentru astfel de intervenții? Dacă nu avem complicații asociate, intervenția chirurgicală durează în jur de 40 de minute, o oră. Ce înseamnă complicații? La ce ne putem aștepta? Adică avem pacienți care vin cu icter mecanic. Unul din calcul a părăsit colecistul și a migrat în calea biliară principală, a blocat ieșirea și pacientul vine cu culoarea galbenă a tegumentului și a sclerelor, a ochilor. Asta înseamnă că durează mai mult operația? Ce s-ar putea întâmpla în acest caz? Asta înseamnă că avem de făcut niște pași preliminari înainte de intervenție, adică se extrage endoscopic calculul care a plecat, iar la 24 de ore după vorbim de intervenția chirurgicală care s-ar fi putut efectua dacă nu aveam complicația. Deci trebuie să mai aștepte încă o zi până când... Să mai aștepte încă o zi. Ideal este că aici în OCH avem posibilitatea de a efectua și această extragere endoscopică, deci tot fără tăietură, a calculului care a plecat pe calea biliară. Bun. Spitalizarea cât durează după această operație? 24-48 de ore durează spitalizarea după această intervenție. Spuneați înainte de interviu că ați avut pacienți care au venit cu mașina și au și plecat cu mașina. Deci se poate reface omul atât de repede încât să plece pe picioarele lui, să-și continue activitatea ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Exact. Se întâmplă acest lucru frecvent pentru că vorbim de oameni care sunt foarte ocupați și care trebuie să ajungă la job și nu-și permit să vină cu altă mașină și atunci, într-adevăr, vin cu mașina personală și pleacă cu mașina personală, pentru că, practic, nu vorbim de o tăietură la nivelul peretelui abdominal, vorbim de niște incizii foarte mici, de câte un centimetru, trei incizii mici, care se refac, practic nu avem tăietură la nivelul peretelui. Sunt înțepături, cum ar fi. Înțepături și mușchii sunt disociați, sunt îndepărtați, nu se taie. Lucrul acesta ne permite să facem totul mult mai repede. Realizarea să fie atât de scurtă, da. Vin pacienții, pleacă la fel de repede. Aș vrea să vă întreb și ca medic, cum lucrați cu tehnica de aici? OCH vă oferă posibilitatea să lucrați cu cea mai modernă tehnică. Este un spital, probabil cel mai modern spital din estul sau sud-estul României și atunci cum vă ajută această tehnică? Dacă ar fi să vorbiți cu colegii noastre medici din alte zone ale țării, ce le-ați spune? Ce fel de aparatură aveți aici pentru a vă ajuta în această intervenție? Da, aparatura este de înaltă calitate, din fericire pentru noi, pentru că contează foarte mult și materialele cu care lucrezi, pentru că degeaba știi tehnica dacă nu beneficiezi de aparatură de calitate. Și atunci suntem o echipă de medici, începând cu medicul radiolog, medicul gastroenterolog, anesteziști și chirurgi. Ne-am format o echipă și, din fericire, funcționăm în parametrii
la standarde europene, pentru că atunci când ai o deficiență la nivelul echipei, nu funcționează lucrurile așa cum trebuie, dar sunt pași formați și deja se știe, fiecare știe treaba și atunci lucrurile funcționează așa cum trebuie. Ce trebuie să facă la ceva timp? Spuneați că nu mai e nevoie să mai vină să-și mai scoată ațele, cum se spunea popular înainte. Da. Firele care se pun sunt fire care se resorb, se topesc singure după o anumită perioadă de timp. Practic, pacientul vine la control la 7 zile postoperator, doar la o discuție cu medicul curant. De asemenea, se comunică foarte mult. Eu cred că la momentul actual comunicarea cu pacientul este încă deficitară la nivelul țării noastre și atunci faptul că vorbești cu omul și îl faci să înțeleagă ce anume are și ce urmează să îi se întâmple, îl ajută foarte mult să capete încredere în medic. Pacientul comunică cu noi pe toată perioada internării, este pansat, este îngrijit, echipa de asistente și de infirmiere îl preiau și este îndrumat în tot ce are de făcut, se ține legătura și cu medicul curant și atunci încrederea vine de la sine. Deci, practic, având aceste 3 plăguțe mici de câte 1 centimetru, a doua zi postoperator, plaga se poate lăsa liberă. Sunt pacienți care se tem și atunci preferăm să îi pansăm și a doua zi pentru confortul lor psihic. Dar în mod normal, pacientul poate efectua duș la 24-48 de ore postoperator. De asemenea, fiind o intervenție laparoscopică, pacientul la 2 ore postoperator este încurajat să se mobilizeze, să consume lichide și încet, încet să-și reia alimentația într-o variantă mult mai ușoară față de cum se alimenta înainte, în așa fel încât sunt pacienți care la 24 de ore solicită externarea, pentru că se simt foarte bine și nu au de ce să mai stea în spital și atunci implicit costurile sunt mult mai scăzute și pentru societate și pentru spital și pentru pacient. Practic, trăim în era antibioticilor și antiinflamatorilor și fiecare pacient are impresia că își poate administra singur medicația fără să se prezinte la medicul specialist. Și atunci, de preferat, în momentul în care avem o simptomatologie, chiar dacă nu este caracteristică, ne prezentăm la medicul specialist, efectuăm investigațiile și împreună se ia decizia pentru a vedea ce este mai bine pentru acel pacient, ce îi se potrivește.